viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața! Tocmai primeam mesaje înainte de emisiune. Așa cum am anunțat de ieri, astăzi nu batem apa în piu, nu bat eu apa în piu la începutul emisiunii, așa cum fac de multe ori, și trecem direct la subiecte, pentru că îl avem ca invitat pe primarul Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația la cafea și urez o zi minunată celor care ne urmăresc. Astăzi va fi frumos, am înțeles că vine primăvara. Nu știu, ieri am auzit că vine primăvara bugetară. Domnul prim-ministru Câțu ne-a anunțat că bugetul este gata. Bine, mai sunt câteva lucruri pe acolo, pe la buget. Am înțeles că e vorba de niște vouchere, de niște tăieri, de sporuri. Ceea ce nu e rău întotdeauna, partea cu sporurile. O să discutăm despre buget și noi astăzi. Dar înainte de a discuta despre buget, ca să vă enervez de așa de la începutul emisiunii, o întrebare. Încercăm. De fapt, două. Că am o spectatoare care de aseară mi-a trimis. Întrebați-l pe domnul primar dacă știe că în jumătate din Bermănești ieri nu te-am putut încălzi pentru că nu exista lumină. Nu-i treaba dumneavoastră cu lumina în case, dar în mod normal, cred că la nivelul celulei de criză... Nimeni nu m-a informat despre asta. Eram sigur, pentru că, în general, lucrurile astea nu se anunță, deși țin de confortul cetățeanului. Bun, și acum să vă enervez. Vă simțiți deja bine? Deja m-ați surprins și cu prima întrebare, mă pot aștepta la orice, mă rog. Vă simțiți bine ca primar să știți că pe raza localității pe care o conduceți există un market care a fost amendat de 3 instituții ale statului pentru că nu are autorizație și totuși el funcționează în continuare? Este o întrebare, deci nu, să știți că nu mă adresez în special dumneavoastră cu întrebarea pentru asta. Pentru că, din punctul meu de vedere, atât instituția pe care o coordonez, cât și entitățile subordonate chiar și-au făcut datoria în ceea ce privește această multinațională la care vă referiți. Pe mine mă deranjează și nu îmi place deloc și nu mă simt deloc bine când orice cetățean sfidează legea. Dar apoi o entitate care ar trebui să se supună regulamentelor locale și legale. Știți care este problema? Ei au 3 amenzi, toate 3 pentru lipsa autorizației. Da, poliția locală, ISU, da. Adică nu așa, și mediu. Uniunea Europeană ne dă 9 sancțiuni de 200.000 de euro pe zi pentru că n-am făcut niște lucruri pe mediu. Da. Aici la noi avem o lege care spune așa. Dacă am fost sancționat, pot să mă duc în instanță să contest. Și până la rezolvarea situației, eu merg înainte. Adică o tâmpenie. Eu v-aș ruga cu umilință specifică acestui post și acestui ziar, să informați pe domnii parlamentari despre aceste lucruri, măcar pe cei de la PNL. Noi am întrebat pe toți. Știți ce ne-au răspuns toți în ziar? N-am timp să vă citesc acum toate. Dar dați-mi măcar o sinteză. În principiu, legea este aceeași pentru toți. Eu am reținut partea nu cu legea ce este aceeași, ci în principiu. Deci, eu rețin așa, în principiu, toți suntem egali. În realitate, unii suntem dobitoci. Unii suntem mai egali. Și ceilalți suntem mai egali decât ceilalți. Nu, de aceea eu m-aș enerva. Legea trebuie să fie lege pentru toată lumea. Și de asta pentru noi nu a contat că este multinațională sau că este un simplu cetățean sau așa. În momentul în care nu există toată documentația în spate și nu există acord de funcționare, evident, activitatea respectivă trebuie suspendată până la intrarea în legalitate. Acum, faptul că
legislația permite această chichiță juridică. Șmecherie. Da. Șmecherie. Ca odată contestată respectiva măsură, ea să se suspende, practic se suspendă suspendarea, e o chestie pe care nu o pot înțelege. Eu ce nu pot înțelege este că pe vremuri exista acea chestiune în instanță cu judecarea foarte rapidă în cazurile astea. Adică nu peste o lună, nu peste trei, ci în 48 de ore. Se dea ordonanță prezidențială, parcă așa se chema, nu mai țin minte. Nu cunosc foarte bine legile astea. Adică chiar m-aș enerva și m-aș enerva și aș întreba inclusiv la... Păi, când dați termene la chestia asta? Nu de alta, dar să nu ne trezim cu un alt magazin cumva construit între timp. Da, trecem. Domnul Bălănescu, am să închei acest subiect cu o menționare care sper să ne ajute și pe noi românii să înțelegem că responsabilitatea înseamnă inclusiv a ne asuma anumite sancțiuni. Și mă surprinde faptul că o multinațională, o companie care nu este neapărat românească, se adaptează atât de ușor și adoptă un comportament, mă rog, ușor departe de ceea ce înseamnă asumarea responsabilității. Avem această... Eu n-am contestat niciodată nici o notă la facultate sau la școală, pentru că am considerat că e întemeiată respectiva notă, chiar dacă o consideram ușor depreciativă la adresa mea. Am considerat că respectivul profesor are anumite criterii de evaluare și are răspunderea în fața propriei conștiințe de a evalua corect fiecare dintre studenții săi. N-am contestat niciodată nicio amendă la poliție. Slavă Domnului, nici nu mi-a fost suspendat vreodată permisul. Însă observ în jur că există o practică extrem de extinsă de a se contesta amendă cu amendă, tocmai pentru a se suspenda fie acele puncte, fie respectivele sancțiuni și așa mai departe. Cred că acest comportament este încurajat cumva și de lege, care suspendă orice măsură contravențională dispusă de autoritățile statului. Trebuie să ieșim din această paradigmă dacă vrem să evoluăm ca și comunitate, ca și societate. Bun. Vreau să începem discuția despre buget cu prima pagină din Mesagerul de Neamț, care spune așa: Piatra Neamț, orașul datoriilor care nu se mai termină. Cum stăm cu datoriile în momentul acesta, domnul primar? Eu readuc aminte oamenilor că am luat 150 de milioane, nu eu, ci alții, da, în 2005, 72-73 de milioane în 2007, deci un total de 220 și ceva de milioane, da? Și s-au mai luat încă o dată 23 de milioane undeva în 2007 și încă vreo 42 de milioane. Așa? După aceea pentru telegondola. Aia nu s-au luat. Aia nu s-au luat. Vă explic, aia nu s-a... primăria îi plătește. Aia nu s-au luat, aia și-a asumat primăria tot în 2007 să gajeze, da, cu toate veniturile. Da. Cu toate veniturile. Deci în total, dincolo de absurdul 300 de milioane acestor datorii, peste 280 de milioane contractate în perioada 2005-2008, datorii care mi se pare, dar nu sunt eu în măsură să judec investițiile făcute atunci. Le-ați relatat dumneavoastră foarte bine în articol. Ceea ce mi se pare mai grav sau mai dăunător pentru realitatea de astăzi, pentru contextul de astăzi, e faptul că ani de zile nu s-a plătit nimic în contul acestor credite, nici măcar dobânzile, pentru că au fost credite cu perioadă de grație, inițial de 3 ani, după care 5. S-au prelungit la 5, după aia la 8. Perioada de grație în care teoretic trebuiau plătite conform contractului doar dobânzile. În rest, capital plus dobânzi se plăteau după încheierea perioadei de grație. Ceea ce este
Trist este că în această perioadă, în această perioadă de grație, nu s-au plătit nici măcar dobânzile. Iar băncile au stat liniștite și nu au zis nimic până în 2014-2015, când au bătut la ușa primăriei și au zis: stați puțin că aveți atâtea dobânzi care s-au capitalizat. Stați că eu nu înțeleg exact, 2014-2015 trebuie să fac legătura între niște evenimente? Nu neapărat, dumneavoastră puteți să o faceți și eu o fac la rândul meu, însă nu e cazul să... Adică s-a schimbat conducerea în primărie? Nu neapărat, nu știu dacă asta a fost, pentru că în momentul în care fostul primar a preluat mandatul interimar, știu că situația era deja critică la nivelul primăriei municipiului. Nu, eu vorbesc de schimbarea de atitudine a băncilor. Deci eu vorbesc de schimbarea de atitudine a băncilor. Până atunci, de-a convenit. Dumneavoastră vă puteți face datoria de jurnalist cu privire la interpretarea acestei atitudini. Eu trebuie să-mi fac datoria ca primar și să caut soluții pentru situația actuală în care se regăsește bugetul local. Și situația pe care am moștenit-o, ca să zicem așa, și vreau să se înțeleagă că nu e vorba nici de... nici măcar pe departe de dorința de a acuza greaua moștenire, însă trebuie să nuanțăm cât se poate de clar care este contextul de la care începe mandatul meu și al acestei echipe noi de la conducerea primăriei. Contextul era următorul. Datorii de peste 180 de milioane de lei, mai mari care, decât creditul inițial din 2005. Nu, creditul inițial a fost de 280 de milioane de lei. Nu, 2005, în 2007 a ajuns la 2. Așa, da. Deci, da. Deci primul credit a fost 150 de da, milioane. Și acum avem datorii mai mari decât primul credit. Deci plătim cum ar veni, ca să fac o comparație ușor metaforică. În 2005 ne-am luat șosete, ne-am luat... haine pe care le-am îmbrăcat pentru foarte scurtă vreme și dintr-o dată vrem să renovăm casa, dar noi plătim un credit pe încălzări sau am vrea să trimitem copilul la școală, să-i plătim o facultate mai performantă, mai renumită. Și nu mai avem cum să facem asta, pentru că trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Da, problema este că am luat șosete de proastă calitate și le-am plătit ca marcă de top. Exact. Da. Și nimeni nu s-a întrebat: dom'le, ce s-a făcut cu banii ăia? Cu adevărat. Uh-huh. Este o altă problemă. Deci, avem 180 de milioane datorii. Până în 2022 o parte... Termină primul credit. Da. Bun. Deci la momentul preluării mandatului, datoria publică a municipiului era de 35%. Am făcut mai multe vizite la București, unde am discutat cu ministrul finanțelor de atunci, actualul prim-ministru al României, domnul Florin Cîțu, cu domnul prim-ministru. Le-am explicat cât de critică este situația bugetului în contextul în care ne-am asumat și ne asumăm ducerea la bună îndeplinire a unor proiecte pe fonduri nerambursabile. În contextul de față, ne este foarte greu să asigurăm cash flow-ul necesar. Asta a fost explicația și argumentația pe care le-am prezentat-o domnilor miniștri, prim-miniștri. Această datorie publică ne pune în dificultate și ne pune serioase piedici în a planifica serios bugetul, în așa fel încât să putem susține toate aceste proiecte cu fonduri nerambursabile și să demarăm și investiții noi, care presupun fie investiții colaterale respectivelor proiecte, pentru că sunt activități care nu au fost luate în calcul în elaborarea respectivelor proiecte. De exemplu, modernizăm coridoarele de mobilitate, dar nu a fost o punere în dialog între primărie și APA Serv până acum pentru a se corela aceste proiecte, aceste modernizări și a se veni și cu îmbunătățiri sub asfalt. Pentru că acum suntem în situația în care
Noi, primăria, venim și implementăm modernizarea celor trei coridoare de mobilitate. Și apoi vine Apaservo și vrea să taie asfaltul ca să... Nu se poate, două proiecte europene nu pot fi, pentru că primul are deja garanție. Exact. Da. Deci nu se poate. Putem, dar nu se poate efectiv interveni asupra unor lucrări executate cu fonduri nerambursabile. Timp de 8 ani nu se poate interveni acolo. Și atunci noi va trebui cumva să gestionăm această problemă și să ne asigurăm că avem un plan pentru a preveni avariile și toate aceste probleme legate de furnizarea servicii ape potabile la nivelul municipiului Piatra Neamț. Și atunci trebuie să pregătim niște soluții. De exemplu, una dintre ele ar fi să amenajăm pe cheltuiala municipiului, deci cu buget de la buget propriu, canale de utilități, unde apa servul să poată veni după aceea, fără să afecteze infrastructura nou creată și să... Acum scuzați-mă, eu nu cred că o lucrare de anvergura aceleia pe coridorul nu știu care putea fi prevăzută într-un proiect fără canale de utilități. După cum vedeți, s-a putut. Păi atunci, scuzați-mă, domnul primar, eu îmi pun semne serioase de întrebare cu privire la oportunitatea unei asemenea lucrări în condițiile în care nu avem canale de utilități, în condițiile în care, nu vorbesc de disconfort aici, oamenii pot înțelege lucrul acesta, da. Condițiile în care avem probleme cu parcările și nu există un plan B pentru parcări. Deci când faci un asemenea proiect, îmi pare rău, dar cineva trebuia să gândească nu numai la proiectul acela în sine și cât asfalt și beton punem în el ca să luăm parandărătul. Și îmi puteți sugera o soluție, domnul Bălănescu? Eu vă spun că soluția... Aveți experiență și... Deci părerea mea este că orice risc ar fi, ar trebui revăzut proiectul. Și nu sunt... poate fi... poate fi revăzut. Chiar dacă, știți, mă gândeam acum la ce spuneați dumneavoastră zilele trecute. Că nu sar de la una la alta, e același lucru. Ne-ați spus așa, trebuie să schimbăm scările de la din curtea domnească, da, de acolo, pentru că altfel autoritatea nu știu care, da, ne cere 1 milion de euro. Nu neapărat. Am să vă spun care este situația. Deci modernizarea Curții Domnești este un proiect implementat, da, cu multă vreme în urmă și în perioada de monitorizare acum. Și pe bună dreptate, ADR Nord-Est a descoperit o problemă cu privire la scările rulante. Vai, de acolo. Dar ADR Nord-Est are sediu cumva în Groenlanda? Nu. ADR Nord-Est, de mult, ADR Nord-Est. A fost ținută sub preș, că așa se întâmplă la păi, noi. Dar de ce a fost ținută sub preș, domnul primar? Pentru că cine să o scoată la iveală? Cei care se fac responsabili pentru această situație? Deci, bun, deci ei oricum spun așa, trebuie făcută. De multe loc. Trebuie făcută, da? Bun. Iar ADR-ul a solicitat în mod insistent remedierea acestei situații. Ok. Cu mulți ani. De ce nu s-a remediat situația din 2014, de când așa constructorul întrebați pe mine, a uitat să plătească firma care asigura mentenanța. Chiar nimeni din ADRNE sau din primărie n-a observat că acolo erau scări care nu corespundeau pentru proiectul respectiv. Dacă și vă acum, întrebați pe mine, eu să știți că eu am să răspund doar în numele meu. Păi în numele dumneavoastră vă întreb. 144.000 de euro noi dăm acum. Da. Și am să pentru... vă zic care este alternativa. Nu, dăm 144.000. Eu înțeleg asta. Înțeleg toate aceste argumente. Ce nu înțeleg este altceva. De ce nu încercăm să ne recuperăm banii ăștia? 144.000 de euro sau 1 milion? De la cei care au greșit? Asta nu înțeleg. În primul rând, acum, eu sunt dator să duc la îndeplinire un contract semnat înaintea mea. Cu 10 deci zile înainte de finalizarea mandatului, domnul Gavrilescu, Dumnezeu să-l ajute în cariera politică viitoare,
a semnat acest contract. Deci nu îmi aparține, nu este sub semnătura mea. Am înțeles. Eu trebuie să duc la îndeplinire acest contract și să mă asigur de calitatea acestor lucrări. Și fac asta cu cea mai mare seriozitate. Asta nu pot decât să apreciez. Ce vă spun eu este și cealaltă chestie. Păi dacă noi dăm 144.000 de euro ca să înlocuim niște scări rulante care erau puse prost de la început. Da, au fost scări rulante de interior, exact. Amplasate la exterior. Bun, normal, probabil că nu... știți cum s-a gândit la vremea aceea. Erau mai ieftine. Erau în interiorul curții domnești. Erau în interiorul curții domnești. Da. Deci, de ce nimeni, până acum, când ați venit dumneavoastră la primărie, n-a spus așa, bă băieți, ok, dăm banii ăștia, ia hai să vedem noi de unde îi recuperăm. Că nu este vina primăriei conduse de Carabelea, absolut, dar poate este vina cuiva care a făcut parte din comisia de recepție. Că nu s-a respectat proiectul. Întreb și eu. Adică locuim împreună în acest oraș. Înțeleg că trebuie să dăm niște bani, să plătim datoriile. Înțeleg că guvernul ia din banii tuturor și ne dă din fondul de rezervă să plătim datoriile. Datoriile cui? Adică, altfel spus, prostiile cui? De ce nu luăm și noi? Măcar așa, măcar să mimăm că încercăm să recuperăm banii? Domnul Bălănescu, există... e foarte mult adevăr în ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar acum există două tipuri de atitudine în ceea ce mă privește, sau două variante. Să mă orientez către trecut și să mă asigur că toți cei vinovați până acum o să plătească, sau să mă orientez către proiectele de viitor și să caut soluții pentru a reuși să îmbunătățesc acest proces. Pentru că chiar suntem în momentul în care timpul nu ne permite să le facem pe amândouă. Am înțeles. Eu vă sugerez așa, să vă uitați numai spre viitor, spre proiectele de viitor, să le finanțați măcar 10% cu bani recuperați de la șmecherii din trecut. Pentru asta nu trebuie să ocupe primarul neapărat. Eu știu că în primărie aveți foarte bine garnisită primăria cu juriști. Da, așa e. Foarte bine garnisită. Atât de bine garnisită că de multe ori trebuie să angajați case de avocatură. Dar este o altă poveste. Nu. Problema este că sunt pe specificul atitudinii de care vă spuneam mai devreme, aceea contestatarilor de meserie. Există și foarte multe contestații sau instanțe pe care aceiași juriști trebuie să le gestioneze. Și nu este un aparat atât de mare, pentru că sunt câțiva juriști care trebuie să se ocupe și de partea de partea administrativă și pregătirea proiectelor de hotărâri de Consiliul Local și urmărire a implementării acestor proiecte, cât și partea de instanțe și... Am primit o informație de la funcționarii primăriei dumneavoastră, oficial. Am cerut să știu câți bani s-au dat anul trecut pentru... în direcția executorilor judecătorești. Da. De ce? Pentru că este o instituție onorabilă, nu am nicio problemă, numai că banii ăștia arată ceva. Ei sunt recuperați de la primărie, prin hotărâri, pe niște greșeli care s-au făcut. Pentru că altfel nu se putea. Știți care este suma anul trecut? Da. 7.860.570 de lei și 2 bani. Partea asta cu 2 bani am ținut neapărat să o precizez. Deci 7.860.000, din care 6 milioane sunt pentru șmecheria cu gondola. Se plătește 500 da. De mii de lei lunar, da? Da, e o rată la bancă care se plătește. E o rată la bancă, dar prin executor judecătoresc, interesant. Da, așa se... Deci prin executor. O să altă emisiune discutăm asta. Deci avem 7.800.000. Trebuie mai multe emisiuni pentru Perla, da. Domnul Bălănescu. Da. 7.800.000. Știți câți bani a costat curățenia la Salubritas? Sub 5 milioane. Și atunci, nu vă eu mă enervez, noastră, sunteți calmi, e bine. Dar tare aș vrea totuși să văd cine a greșit pentru toți banii ăștia. Nu vă supărați, nu-i vorba de 2 lei.
Că dacă aveam banii ăștia 7 milioane, înseamnă un kilogram, cel puțin reabilitare totală pe o stradă. Mă rog, mai, două. Chiar mai generos. Chiar cam două. 2 kilometri. Depinde și la dublu plătit. Cu asfalt, utilități. Depinde. Și tot eu zic să numim toate străzile după niște schituri. Și atunci vom avea prețuri foarte bune la fiecare stradă. Domnul primar, pornind de la această realitate, datorii făcute pe prostii, pe jmenuri, pe afaceri, în ochii lumii, aveți de făcut bugetul. Suntem în februarie. Da. De la ce pornim? Pornim de la execuția bugetară de anul trecut. Și aici avem, pe de o parte, acele fonduri proprii care vin din impozite și taxe și cifra acestor fonduri se ridică undeva la 48 de milioane de lei, unde mai așteptăm diverse sume care să vină de la bugetul de stat pentru a reuși să completăm versiunea de buget pentru anul 2021. Trebuie să așteptăm mai întâi proiectul bugetului de stat. Bun, acum eu am reținut cifra, deci 48 de milioane. Da. Aștia anul sunt trecut din execuția bugetară și cel mai probabil anul acesta o vom depăși din cel puțin două motive. Pe de o parte, execuția bugetară anul trecut a fost de 188 de milioane de lei. Iar anul acesta, pe de o parte vreau să accelerăm ritmul implementării proiectelor cu fonduri de la bugetul Uniunii Europene, pentru că să vă spun ceva, sunt proiecte de 2 ani semnate, care aveau un grad de implementare la momentul în care am intrat eu pe mandat de 0,22%. Au fost semnate. Deci 0,22% înseamnă semnătura. Și cheltuielile cu publicitatea pentru promovarea semnăturii. Da. Apropo de publicitate, că aici este o paranteză foarte mică pe care am să o fac, și o să vă rog și pe dumneavoastră să mă iertați și pe ceilalți colegi din presă care poate cazul. Sunt puțin supărați de faptul că nu am alocat același buget pentru presă, însă în momentul de față eu nu sunt dispus să plătesc felicitări cu numele primarului, să plătesc articole în care primarul să apară cocoțat pe un cal alb și să taie o panglică cine știe pe unde. Nu este genul meu. Dar nimeni de a mă nu promova. Vă cere așa ceva, domnul primar. Voi scoate acest buget de promovare pe proiecte și pe comunicări care sunt necesare să ajungă la cetățean. Nu care să evidențieze numele primarului și cât de deștept și de frumos ar fi primarul. Mie mi se pare absolut normal. Problema este ca populația, de exemplu, să fie informată de lucrurile care o interesează. Exact. Nu ne interesează să-l vedem pe primar lângă un utilaj de la PubliServe. Nici sincer, nu mă interesează. Dar asta nu înseamnă că populația nu trebuie informată. Și să nu vă auto-mințiți vreodată că ea va fi informată de pe Facebook. Nu, exclus asta. Deci asta ca să fie lucrurile foarte clare. Dar revenim la acel proiect de mobilitate urbană. Coridoarele de mobilitate, coridoarele. Care sunt mai multe proiecte corelate. Mai multe. Da. Domnul primar, dacă avem un proiect prost, chiar dacă este pe fonduri europene, haideți să spunem oamenilor, pentru că a spus că nu s-au înțeles apa, servul cu primăria, n-au discutat. Dar nici primăria cu oamenii n-a discutat. Da. Au pus în dezbatere publică undeva lucrurile astea și nu s-a făcut o dezbatere normală. Eu, sincer să fiu, sunt îngrijorat de grădina zoologică de la Piatra Neamț, că acolo animalele suferă, dar să știți că orașul ăsta e locuit de oameni, foarte mulți oameni, care suferă și ei. Și vor suferi dacă se face un proiect european prost, doar ca să-l bifăm că l-a semnat unul și că niște șmecheri au făcut un proiect prost. Să înțeleg că aveți următoarea abordare. Să oplim, să blocăm implementarea acestui. Eu vreau proiecte. Să știu ce conține proiectul ăsta. De exemplu, foarte multă lume se întreabă. Eu știu că se schimbă inclusiv podul de aici, da. De peste Cuiești. Da, se lărgește.
Câte lume din oraș știe lucrul acesta? Probabil foarte puțin. Și am să vă spun și de ce. Partea de comunicare, fiind proiect pe fonduri de la bugetul Uniunii Europene, a fost scoasă la licitație. Și a câștigat licitația o firmă de la Iași care nu a livrat nimic. Pentru că interpretează în propriu. De ce nu reziliați? Păi asta ne străduim acum, pentru că până acum nu s-a făcut. Deci, s-a primar, tot așteptat. Domnul primar, trebuie este foarte bine argumentate. Domnul primar, s-a semnat un proiect fără ca populația să știe despre ce este vorba. Păi nu vă supărați. Era să scot una din aia de frigider, de pus în frigider. Nu este normal. Și acum, dumneavoastră, pe bună dreptate veniți și spuneți, domnule, proiectul semnat. Eu trebuie să-l duc înainte, dar uite, nu are canale pentru utilități, nu are aia. Nu-i rezolvată problema parcărilor alternative, nu este rezolvată și alte probleme, și multe alte probleme. Dar dacă vă întreb pe dumneavoastră acum cum va arăta orașul, sunt convins că o să-mi spuneți niște lucruri pe care le știu și eu în general, dar amănuntele tehnice și cum va arăta orașul de la Cuiești până la Banca Comercială, nu le știm. Pentru că nimeni n-a fost informat. În loc să se dea bani pentru scrisorile pentru populație, mai bine îi se dădea fiecărui om un pliențel cu 4 pagini să vadă cum va arăta orașul și cum îl afectează pe el în fața blocului. Asta ar fi trebuit deja să se întâmple dacă acea firmă care a contractat, care a câștigat contractul de publicitate pe proiectele acestea de mobilitate urbană și ar fi făcut datoria. În momentul de față trebuie să gestionăm această comunicare, de parcă n-ar fi trebuit să luăm foarte multe probleme lăsate nerezolvate din urmă, să rezolvăm noi cu resurse interne și această comunicare. Eu n-am spus să blocați. Eu am spus să informați populația, pentru că înjurăturile și eventualele probleme care se vor deconta după implementarea unui proiect prost vor veni la primărie. Prost comunicat. Vă spun ceva, proiectul nu este prost, pentru că este în direcția în care orice oraș sunt de acord să se modernizeze. Că e în direcția. Dar știți, la noi drumul spre Iad, întotdeauna în Piatra Neamț, a fost pavat cu cele mai frumoase intenții. Modernizăm Cozla și băgăm în ea un buget jumătate anual. Am modernizat-o. Modernizăm, facem mall-ul. Nu-l facem parcare, că era ideea lui Rotaru. Facem mall pentru sora unei viceprimărese. Și acum avem o gaură neagră. Nu vă supărați, chiar vreți să continuăm așa? În niciun caz. Încă de când am preluat mandatul, am vrut să văd care sunt acele lucruri care generează venituri și care sunt acele obiective care generează doar pierderi. Pentru că, în mare, evident, le știm cu toții. Pe de o parte, este Mall Forum Center. Pe de altă parte, este sala polivalentă, Strandul. Sunt obiective care ar putea fi extrem de valoroase Baia pentru comunală. Municipiul Piatra Neamț. Baia comunală e pe zero, pentru că anul trecut a fost închisă datorită pandemiei. Deci nu e neapărat. De asta n-am menționat-o, că n-aș ști unde să o pun. Asta este cea mai bună definiție a economiei corporatiste la Piatra Neamț pe cale administrativă, din zona administrativă. Înțeleg ironia dumneavoastră. Nu ironie, este o constatare. Dacă închidem lucrurile, sunt pe zero. Dacă le ținem deschise, plătim de ne sar capacele. Bun, eu cred că pot fi eficientizate toate aceste obiective. Însă prima condiție este să ne uităm care este sursa pierderilor. De la, de exemplu, la sala polivalentă, în fiecare lună se plăteau facturi imense la APASERF pentru că sunt pierderi extraordinare de apă. Și în prima ședință operativă l-am rugat pe cel care se ocupă de administrarea bazelor sportive. Domnul Miron, parcă. Nu. Da, domnul Miron la sala sportului, da. L-am rugat să identifice care este sursa asta a pierderilor. În prima ședință, în a doua, au trecut 10 ședințe
Și văzând că nu aflu răspunsul, ieri dimineață, în ședința operativă, am spus, începând de astăzi, plătiți din buzunarul dumneavoastră fiecare metru cub de apă. Au trecut 3 luni de la prima solicitare, nu mai putem să lungim și așa. În câte minute ați primit răspunsul? 2 ore. În 2 ore ați primit răspunsul? În 2 ore s-a identificat problema. Și care era sursa pierderilor? Cum? Care era un cămin despre care nu știa nimeni. Câte, la modul figurat, asemenea cămine sunt în orașul ăsta? Nu, dar am descoperit abordarea care funcționează. Ați văzut? Păi eu ce vă spun? Da. Dacă lucrați la bănuți și urmați sursa banilor, acolo veți găsi adevărul. Deci, l-ați luat și a spus, bun, acum mergeți și mai departe. Domnul, cum te cheamă ăla care te ocupi? 3 luni de zile nu mi-ai răspuns. Cât apă am plătit? Atât. Mă înțelegeți, nu? Bun. Eu mi-asum vina că n-am avut această abordare de la început. Însă trebuie să învăț și eu. Unele lucruri se învață în timp. Bun. Corect. De acum, știind modul de abordare care funcționează, îl voi adopta cu fiecare ocazie. Și eu chiar cred că orice obiectiv pe care îl are municipiul, așa cum îl are în momentul de față, poate fi eficientizat. Însă pentru asta trebuie să știm în mod clar ce administrăm, ce merge pe profit, ce merge pe minus și cum putem să reducem pierderile acolo unde le putem identifica și cum putem eventual să creștem veniturile cu un 10% ca să fie o țintă obiectivă și realizabilă, acolo unde putem câștiga mai mult. Asta facem, însă primul pas a fost să actualizăm inventarul municipiului, inventarul patrimoniului. Știți când a fost actualizat ultima dată? Când? În 2001. Domnul primar, eu vă întreb așa, stați o secundă, că deja nu mai știu pe unde le am pe toate. O secundă. Vă întreb așa, apropo de inventarul municipiului, că nu pot să mă abțin. Deci, toate investițiile care s-au făcut cu bani din aceste credite, s-au făcut cu ghilimele de rigoare, așa cum s-au făcut scările de interior exterior. La exterior. Sunt, să le luăm așa, întabulate, prinse în patrimoniul municipiului. Nu. Cum să nu fie, domnul primar? Aceasta este realitatea. Nu era nimic intabulat sus pe Cozla. Știți cât a durat după ce am realizat această problemă? În 2 zile s-a făcut. Dar de ce nu s-a făcut până atunci? Întreb și eu, ca prostul. Întrebați pe cei Dar care... Dar cine era șeful patrimoniului la primăria Piatra Neamț? Întrebarea cu... e foarte bine pusă. Cine era șeful patrimoniului? Domnul Vespasian Puiu Fecic? Acel personaj care n-avea voie să fie angajat în primărie, dar a fost angajat la locativ serv și detașat în primărie la patrimoniu, pe care l-ați găsit cu contractul prelungit, deși ești trebuia să iasă la pensie? Păi, Bărănescu, eu nu am să... Domnul primar, nu le legăm. V-ați uitat cine a făcut referatul pentru schimbarea scărilor? Cine l-a semnat acolo? Domnul Puiu Vespasian Fecic, cu actualul om care se ocupă de patrimoniu. Nu cumva oamenii ăștia și cei care au fost înainte ar trebui întrebați. Bă, băiatul, scuză-mă, tu trebuie să dai niște multe milioane primăriei Piatra Neamț și nu le-ai dat. Ai fost condamnat. Te-am pus șef la patrimoniu, nu dumneavoastră, ci l-au pus. Da? Eu am să am o apreciere la adresa domniei sale, dincolo de faptul că înțeleg fiecare critică și cred că este bine meritată. Dar nu-i critică, sunt probleme reale. Acest om a acceptat apelul de a... Să plece acasă. De a încheia raportul de muncă cu... Dar n-avea ce să facă, domnul primar. Ar fi putut să stea. Deci, din cele 8 persoane... Din cele 8 persoane din primăria municipiului care atinseseră vârsta de pensionare, el a acceptat să plece, a fost unul dintre cei care a acceptat. De fapt, 7 au acceptat și o singură doamnă încă se încăpățânează să...
Bun, deci eu pot să și spun așa. Deci, mă bucur că a acceptat și a plecat. Dar asta nu înseamnă că acum, dumneavoastră îmi spuneți că nu erau intabulate lucrurile astea. Nu cumva cei de la patrimoniu ar fi trebuit să știe lucrul ăsta, să informeze primarul? Întreb și eu. Ce să... Vă pot răspunde un da cât se poate de ferm. Ideea este că, odată cunoscut această problemă, prefer să caut soluție și să rezolvăm așa cum deci, se poate încă o dată, mai bine. Reiterez. Să știți că gândește multă lume ca mine. E foarte absolut. Bine că rezolvați problema. Dar după ce ați rezolvat problema, haideți să vedem un pic și din ce cauze n-a fost rezolvată. Că eu din ce văd așa, lucrurile erau rezolvabile. Și ăla cu apa, când i-a spus că l-atingeți la... Poate că nu a fost voință, domnul Bălănescu. Pentru că am găsit foarte mulți oameni în primărie, care au avut diverse proiecte, care au avut diverse idei, care au fost lăsate în sertar pentru că nimeni nu i-a susținut. Eu tind să cred asta. Și atunci, de ce să mă îndrept împotriva oamenilor care împar cu bună credință și cu... Dar nu vă, nimeni nu vă spune să vă îndreptați împotriva unui om, ci împotriva aceluia care a greșit. De acord. Că avem 90% dintre oameni care n-au greșit și 10% sau 2% sau 1% care au greșit. Ăla care a greșit nu trebuie să dea seamă? Dumneavoastră, dacă greșiți, vă leagă. Absolut. Sunt deci vă leagă. Fostul primar Ștefan a fost legat, nu pentru lucruri din primărie. Fostul viceprimar Ana Monda trebuie să dea cică niște bani. Deocamdată e în primă instanță. Secretarul Vișan are două procese. Deci, de ce să fie legați numai primarii? De ce să nu fie, nu legați, ci trași la răspundere cei de pe filieră? Întreb și eu. Este, când am ajuns în primărie, am găsit o atitudine, am găsit foarte multă teamă. Oameni care se așteptau să dau jumătate din primărie afară, oameni care se așteptau să demarez diverse anchete. Ei, în moment, teama nu-ți permite să cauți soluții. Iar eu, în momentul de față, la câte probleme se găsesc în primăria asta, avem nevoie de oameni care să se orienteze pe soluții și nu să acopere praful care de multe ori s-a așternut, poate nu din vina lor. Prin urmare, de asta am ales să am această atitudine proactivă, să văd ce se poate face de astăzi înainte mai bine, în așa fel încât să rezolvăm și problemele moștenite din trecut și greșelile. Deci prefer o atitudine de echipă în care toți colegii să lucreze la unison pentru a îmbunătăți rata de absorție pe fondurile europene, să cadastrăm și să intabulăm tot ceea ce înseamnă în patrimoniu public, să ne dăm seama odată care sunt acele obiective pe care le putem îmbunătăți și cum. An de zile s-a plătit 50.000 de lei, de exemplu, la sala polivalentă pentru apă, fără ca nimeni să facă nimic. Și în mandatul meu, 3 luni s-au irosit în felul acesta. Domnul primar, aceste lucruri deci lucrurile timp. Astea trebuie, necesită timp, dar dacă nu se dă un exemplu, vom constata că și la MOL avem 3 canale din astea și sunt, e altă poveste, că și la, nu știu, spuneți dumneavoastră, altă instituție, se întâmplă același lucru, că și în școli unde se dau niște bani sunt canale de genul ăsta, dacă nu se dă un exemplu, nu se face nimic. Dumneavoastră ați dat exemplu acesta astăzi cu foarte multă eleganță, fără să spuneți cine este personajul respectiv, deși banii ăia au fost plătiți din banii locuitorilor municipiului Piatra Neamț. Iar el, acel personaj, este plătit din banii locuitorilor municipiului Piatra Neamț. De ce să fie ascuns? Întrebare. N-am să-l ascund și n-am să-l acopăr, dar nici nu țin neapărat să arăt cu degetul. Dar lui arăta, i-ați arătat cu apa, cu canalul, nu da. Cu degetul. Bun, v-am spus oprim. Da. Cine, care este investiții? Responsabilitatea și rolul
E foarte ușor de descoperit cine este personajul. Am înțeles. Dacă țineți neapărat, o puteți face fără de... nicio... Nu, eu vreau să-l declar omul săptămânii. Deci vreau să-l declar, vă spun ce este, omul săptămânii vreau să-l declar. Cred că ar merita cu... Cu prisosință. Cu prisosință. Da. Domnul primar, titlul. Înainte de a trece la cele multe întrebări așa rapide de flash... Eu am uitat să vă menționez... A, e în regulă. Știu că trebuie să plecați, dar... Trebuie să vă... Rapid, în două minute, care sunt principalele investiții pentru anul acesta? Deci sunt două aspecte aici de discutat. Pe de o parte avem, vom avea un rit de cel puțin 100 de ori mai mare pe absorbția fondurilor europene. Adică dacă anul trecut abia cu chiu cu vai am reușit să absorbim 1 milion de lei, anul acesta ne propunem peste 100 de milioane de lei bani decontați de la bugetul Uniunii Europene pe proiectele aflate deja în implementare. În paralel cu aceste investiții care se vor derula pe aceste proiecte, estimăm în momentul de față un buget de aproximativ 20 de milioane de lei, este maximul către care putem tinde, pe investiții punctuale care, sincer să fiu, sunt investiții care nu seamănă aproape deloc cu genul de investiții care ar trebui să se întâmple în acest an. Deci lucruri mai mărunte. Lucruri mai mărunte care ar fi trebuit să se întâmple cu 50-70 de ani în urmă. Adică asfalt, utilități. Am înțeles. Bun. Haideți să trecem un pic la întrebări. Oamenii întreabă. Ok, schimbăm scările. De lift cine se ocupă? Tot primăria, bineînțeles. Bun. Acum... Asta cu liftul și scările costă bani, dar curățatul, cum se cheamă, grupului sanitar de acolo, care miroase groaznic. Săptămâna trecută am fost într-o plimbare acolo cu domnul viceprimar și ne-am îngrozit de ce este acolo. Bun, cine lucrează acolo, domnul primar? Cine face curățenie? Dacă nu face curățenie, de ce am mai este celor acolo? Care fac curățenie un grafic ca să vedem un pic exact cine se ocupă, care este personalul care se ocupă și când se... face această curățenie, cu intervale orare, cu așa, o să merg astăzi să văd dacă se deci, oamenii ne spun, am fost acolo, această... ne-am uit, zice, nici măcar muncitorii care lucrează acolo nu se pot duce la WC-ul respectiv, că pute, și în centrul orașului, e lângă primărie, și lângă prefectură, dacă e să ne ghidăm bine, și lângă o biserică. Domnul primar, societățile primăriei, foarte pe scurt, au venit și v-au adus bugetele pentru preconizate de ei pentru anul acesta? Nu. Încă nu. Eu acum chiar le-aș cere demisia tuturor. Abia acum le-aș cere demisia tuturor. Tuturor. Dacă n-au venit cu planul de buget la primărie, în condițiile în care domnul Câțu a anunțat că proiectul de buget este gata, ceea ce este o performanță, și niște societăți ale primăriei n-au venit cu planul la primar. Domnul primar, știți, suntem în februarie. Uite, vă trag de mâneca asta. Știți, noi avem nevoie de atâta ca să facem. Dar ce vreți voi să faceți, măi băieți? Păi știți, noi punem panseluțe. Frumos! Nu, m-am uitat așa pe istoricul, pe ce s-a întâmplat în ultimii ani și observ o constantă. De fiecare dată crește bugetul cu 10%. Deci, prin urmare, pot să anticipez, de asta n-am avut neapărat această curiozitate insistentă și să le solicit conducerilor, companiilor, Consiliului Local să vină cu bugetul. Pentru că, uitându-mă la ce s-a întâmplat în urmă, anul ăsta va fi cu 10% mai mult. Mă rog, e obiceiul, dar sper ca aceste practici și obiceiuri să fie puțin mai fundamentate și ancorate în realitate și eu... din discuțiile pe care le-am avut cu ei, să evaluăm măcar cu 10% mai ieftin să fim. Da? Deci să nu creștem cu bun, și mai eficienți. Bun, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar din discuțiile cu ei, poate le spuneți să crească și calitatea serviciilor. Păi, ce m-am spus? Și mai eficienți și mai ieftin. Zilele trecute, când se topise zăpada și bătea un vânt, am stat și am contemplat așa cu mai mulți oameni din zonă, cum un măturător de stradă, operator de salubritate, mătura hârtiile, vântul bătea
le ducea la 20 de metri mai în față, se ducea săracul om, mai mătura o dată, că n-avea cu ce să le ia decât pe un aspirator. Dacă ăsta este modul în care o societate precum Salubritas se prezintă după atâția ani de existență în fața cetățenilor, ați fost la Oradea, da? Probabil că ați văzut cum se face curățenie acolo și cu ce. Nici nu am văzut, pentru că am văzut un oraș curat. Deci am văzut rezultatul activității, domnul, nu am văzut și activitatea primar, domnul primar Bolojan, de obicei când îl prindea pe unul că îl doare în dos de apa instituției, îl trimitea în excursie pe 9 luni de zile pe banii statului în șomaj. Înțelegeți? Aici este cheia, exact ce ați văzut și dumneavoastră. Banul, și atunci dacă îi spui că îți iau banul, face treabă. Cred că e o problemă. Pe final, cam când credeți că vom avea bugetul? După ce avem legea bugetului de stat. Aia cu legea bugetului de stat, dar aveți niște semnale? Avem conturate niște priorități, așteptăm legea bugetului de stat și vedem cam cât se preconizează a veni în Piatra Neamț pe cote defalcate, TVA, etc. Da. Da. Bun. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Avem atâtea de discutat. Mi-am notat vreo 20 de probleme. N-am apucat să discutăm decât 3. Aș fi vrut să ne întoarcem un pic la problema asta a Curții Domnești, pentru că acolo, cu tot respectul, aveți probleme mult mai mari decât scările rulante. Bun. Am să vă spun foarte pe scurt care este situația cu Curtea Domnească. Deci, în primul rând, era un contract semnat cu 10 zile înainte de a depune jurământul. Un contract pe care l-am studiat, am văzut care sunt parametrii și trebuie să mă asigur că acest constructor își va executa această lucrare, cel puțin la parametrii și condițiile tehnice prevăzute în acel contract. N-aveam cum să blochez acest contract și ar fi fost și responsabil să o fac, pentru că în momentul de față exista următoarea amenințare. Exista risc de corecție bugetară pe proiectul cu modernizarea Curții Domnești, un proiect în valoare totală de vreo 33 de milioane de lei, din care 26 de milioane finanțare nerambursabilă. Iar corecția poate fi între 2% și 100%. 2% însemna peste 500 de mii de lei, adică mai bine de 75% din valoarea scărilor plătite acum. Da, am înțeles asta. Eu vă spuneam că sunt alte probleme foarte importante și foarte grave, de exemplu, problemele cu pânza freatică. Și dacă cei de la ADRN Nord-Est vor avea curiozitatea să uite ce e cu pânza freatică și cum a afectat clădirile reabilitate în cele două proiecte, care erau pe termen, s-ar putea să aibă o surpriză. Dar asta e. Cineva mă roagă frumos să nu închid emisiunea până nu vă întreb de grădina zoologică sau parcul zoo. Vă mulțumesc pentru... Deci nu pot. Am 20 de mesaje. Și pe telefon și pe... Îmi dați voie să vă întreb ceva, domnul Bolănescu? Da. De câte ori ați mers în ultimii 4-5 ani la grădina zoologică? Am fost, era într-o perioadă, acum un an, doi, acolo se vindea o înghețată foarte bună. Deci, intram, luam înghețata și plecam. O să ținem înghețata acolo, să știți. Pentru că acest parc va rămâne în domeniul public, va avea aceeași utilitate pe care cel mai bun primar al orașului, Nicu Albu, a conferit-o acestei zone. Însă nu vreau ca vreun suflet în acel perimetru să mai simtă durere, tristețe sau să fie pus între niște gratii pe 2 metri pătrați. Chiar nu putem să ținem niște suflete în cuști și să ne bucurăm de faptul că stau în captivitate. Cred că după un an de pandemie ar trebui să înțelegem cât de dureroasă a fost pentru noi experiența izolării la domiciliu și carantinării și această experiență a rămânerii
aproape nedefinite, într-un perimetru închis între patru pereți. Prin urmare, am lansat această consultare publică pentru a verifica dacă ideea pe care o aveam în minte pentru a reveni la planul inițial pe care Nicu Albu l-a oferit grădinii de acolo, se susține și este viabilă din punct de vedere al cetățenilor. Au răspuns 3600 de oameni. Nu aveam de gând să fac un referendum local pentru a fi neapărat viabil, pentru a vedea neapărat, pentru a angaja niște cheltuieli, doar ca să văd dacă e sau nu e grădină zoologică acolo. Răspunsul oamenilor a fost categoric. Peste 50% au zis că acel loc pe o scară de la 1 la 5 este chiar de nota 1. Și 65% au zis că grădina zoologică nu se justifică. Nu trebuie să continuăm așa. Planul pe care îl aveam și pe care această consultare publică mi l-a validat a fost să amenajăm un parc, așa cum Nicu Albu a făcut-o acum 120 de ani, un parc adaptat sau interpretat într-un concept modern, cu studenți de la arhitectură, cu un concurs de soluții care să vină și să facă o reinterpretare cât se poate de modernă a unui parc cu valoare istorică. Știți care este problema? De acord cu dumneavoastră că 3600 de oameni v-au răspuns, din care peste 50% au fost în ideea aceasta a corectitudinii politice duse. Dar nu e vorba de corectitudine, este corectitudine politică. Ați fost, când erați copil, vreodată în parc? Bineînțeles. Ați dat mâncare la o căprioară? Bineînțeles, da, încă vom putea face asta. Unde? În grădini zoologice. Unde? Când luăm ceva și facem, acele suflete blânde care suferă în spatele unor gratii, trebuie duse undeva. Unde le Doar ducem? Nu credeți că le vom eutanasia? Nu, n-am nicio problemă. Nu se eutanasiază câinii care ar trebui eutanasiați. Păi, dăm pentru un câine, vor ajunge în condiții mult mai bune. Dăm pentru un câine mai mulți bani decât pentru un copil. Asta este o altă problemă care ar trebui făcută o dezbatere publică reală. După cum o dezbatere publică reală ar trebui făcută și pentru alte lucruri. E adevărat, sunt animale care asta suferă. Asta nu a fost o dezbatere publică reală? Ba da, ba da. Sunt animale care suferă. Dar o găină suferă acolo? Găinile acelea, pipiricile. Mi se pare normal felul în care arată grădina zoologică la noi? Nu, nu mi se pare normal cum a fost dată într-o concesiune. Nici mie. Așa. Nu mi se pare normal cum a fost îngrijită, dar nu mi se pare normal nici că primăria nu a văzut cum se petrec lucrurile acolo până acum. Că până se puteau... acum am fost eu, domnul Bălănescu. Am înțeles, dar dumneavoastră, cu tot respectul, sunteți un primar vremelnic, primăria absolut, ca instituție. De aceea vă rog eu frumos ca primar să aveți grijă să funcționeze primăria ca instituție. Nu să fiți nevoiți dumneavoastră. Să dăm mai multă valoare bunurilor. Înțelegeți? Să nu fiți nevoiți dumneavoastră să-l las pe Nea Grigore să caute căminul de apă. Să nu fiți nevoiți dumneavoastră să-l căutați pe Nea Fecic să bage în patrimoniu orașului ce trebuie băgat și nu numai în alte patrimoane, ca să nu folosesc cuvântul prost. Așa? Instituția trebuie să funcționeze. Ori instituția asta, în momentul în care dumneavoastră ați deschis această dezbatere publică, trebuia să-mi ofere mie o alternativă. Nu numai să transform parcul. Și ce se întâmplă cu activitatea aia de acolo? Pentru că dacă veți merge în clasele 1-4 din oraș și întrebați copiii care sunt locurile care le plac în oraș, vă vor da două răspunsuri. Parcul, mă rog, pietonalul, că se mai pot da cu trotinetele și bicicletele și grădina zoologică. E o presupunere asta. Nu este o presupunere. Vă spun eu, întâmplător, eu chiar merg prin școli. Am făcut acest exercițiu și bine, rezultatul o să-l fac și eu. Către o să-l fac și eu. O să-l fac și eu și o să fac așa într-o zi. Ce o să fac emisiunea din
din grădina zoologică. Este că nimeni nu trebuie să se sperie de vreo idee absolut... Trăim în Piatra Neamț, domnul primar. Absolut, ne speriem noi pentru un parc, s-a distrus Cozla. Adică ne speriem noi pentru un parc de doi deci bani. Nu va fi distrus acest parc, ci va avea mult mai multă valoare și va atrage mult mai mulți oameni. Asta așteptăm să vedem. Cu siguranță, vă rog să aveți încredere. Că am mai fost și noi prin țară, mai sunt grădini zoologice, să știți. Nu e perimetrul cel mai potrivit corect, pentru grădină zoologică. Corect, aici de acord cu dumneavoastră, nu este perimetrul cel mai potrivit. Nu sunt animalele cele mai potrivite puse acolo. Dar haideți să le oferim copiilor și nu numai lor, o alternativă în momentul în care transformăm. Vă mulțumesc frumos, știu că vă grăbiți, v-am ținut foarte mult. A fost o plăcere. Vă așteptăm cu plăcere de fiecare dată. Și merg cu niște răspunsuri mai tăioase în primărie acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Cele bune, sănătate, numai bine, mai mergeți la grădina zoologică cât se mai poate. La revedere. Până în august, cu siguranță. Numai bine, sănătate multă.